Citim în seara aceasta Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Coștorul Domnului vrea în seara aceasta să stăm câteva minute lângă cuvântul Domnului, lângă psalmul acesta, 91, și este un psalm extraordinar, ca de fapt tot cuvântul lui Dumnezeu, dar este un psalm care parcă e nevoie de el, de cuvintele acestea în zilele noastre mai mult ca oricând. Trăim o vreme așa de tulbure, o vreme cu atâtea încercări, cu atâtea ispite, cu tot felul de lucruri de care mai strălucitoare, cu care ne bombardează lumea aceasta, și parcă mai mult ca oricând avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să ne înțelepțească și care să ne încurajeze în lupta pe care o avem de dus. Pentru că spunea fratele Mihai că unii creștini se tot plâng: vai cât de grea e pocăința, vai cât e de greu pe calea pocăinței și așa mai departe. Dar sigur, noi nu trebuie să ne plângem, pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru și din partea lui Dumnezeu vine izbânda în orice problemă, în orice încercare. Dar greutățile le vedem și le simțim fiecare dintre noi în fiecare zi. Nu putem spune că nu avem probleme, nu putem spune că nu avem necazuri, încercări, ispite. Acestea vin zi de zi. Și nevoie mai mult ca oricând să citim cuvântul lui Dumnezeu și mai ales psalmii care ne încurajează la această luptă, la a sta neclintiți, ancorați în Dumnezeul nostru, la a înțelege ceea ce spune și psalmul acesta, că Dumnezeu este acela care îi ocrotește pe cei ce sunt ai Lui. Dacă ne uităm foarte sumar, dacă citim psalmul, ne dăm seama că psalmul acesta nu-i scris pentru toți oamenii. Psalmul începe cu cel ce. Sau dacă am pune la plural, că suntem mai mulți cei ce. Nu toți oamenii, ci o anume categorie de oameni. Psalmul acesta îi încurajează pe acești cei ce să știe că în lupta lor nu sunt singuri. Să știe că în încercare, în ispită, întotdeauna Dumnezeu este acolo și El dă biruință, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă la oameni nu le place, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care e cuvântul revelat al lui Dumnezeu, împarte oamenii ăștia doar în două categorii. Oamenilor nu le place, cei din lume când aud
spunându-se lucruri de genul acesta, spun, băi, sunteți prea fundamentaliști, prea duri, prea... Dar acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că oamenii, o categorie sunt cei care sunt copiii lui Dumnezeu, cei mântuiți, și cealaltă categorie spune că sunt copiii diavolului, cei nemântuiți. O spune Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Și atunci cine suntem noi să mai facem categorii, să mai... că ăla e așa și celălalt e așa. Sunt cei mântuiți și cei nemântuiți. Aici cuvântul lui Dumnezeu se adresează celor ce sunt mântuiți. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul și are niște cuvinte extraordinare despre Dumnezeu, omul acesta. Cei nemântuiți, oamenii aceștia, trăiesc în viața aceasta, așa cum bine știți, ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Trăiesc cum vor ei, însă trec și ei prin necazuri. Și în momentul când vine necazul, oamenii aceștia își aduc aminte că există cineva în cer, există un Dumnezeu care ar putea să-i ajute, care ar putea să-i salveze din necazul în care sunt. Și ați auzit de multe ori oameni de genul acesta care când sunt în probleme, dintr-o dată devin foarte bisericoși, foarte evlavioși, foarte credincioși, Doamne, Doamne. Dar Domnul Iisus are niște cuvinte foarte dure despre oamenii aceștia care spun Doamne, Doamne. Și în schimb, cei care sunt mântuiți, oameni, copiii lui Dumnezeu, oamenii aceștia au un cu totul și cu totul alt fel de viață. Oamenii aceștia trăiesc crezând și mărturisind că Dumnezeu este creatorul lor, că Dumnezeu este tatăl lor, că Dumnezeu este mântuitorul lor și trăiesc mult, mult deosebit de ceilalți oameni. De aceea psalmul acesta nu se adresează tuturor oamenilor. De aceea psalmul acesta vorbește unei singure categorii de oameni. Și aducând în fața dumneavoastră, de ce am spus despre aceste două categorii de oameni? Pentru că uitându-ne la ceea ce spune psalmul, eu am pus două întrebări psalmului acestuia. Și întrebările care le-am pus sunt următoarele. Care este omul care beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu și în ce constă această ocrotire? Și psalmul acesta o să ne uităm pe scurt că răspunde la întrebările acestea. Care este omul care beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu? Beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu omul care are o concepție înaltă despre Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Omul acesta care beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu, el are o concepție foarte bine definită în mintea lui și o concepție foarte înaltă despre Dumnezeu. El spune despre Dumnezeu că este cel prea înalt, că este cel atotputernic. Omul acesta înțelege că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, înțelege că omul este creat de Dumnezeu și că Dumnezeu este stăpânul lui. Așa cum nu de mult am auzit, Dumnezeu are drept de stăpân asupra creaturii sale și poate să facă ce vrea cu creatura sa. Omul care are concepția aceasta despre Dumnezeu, că Dumnezeu este atotputernic, este cel prea înalt, că Dumnezeu a creat universul, că Dumnezeu l-a creat pe el și că Dumnezeu poate să facă ce vrea cu el, omul acesta beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu. Sigur că noi, poate mai mult decât alții, ca să zic așa, suntem foarte obișnuiți cu noțiunea aceasta că Dumnezeu este Tatăl nostru.
Și așa este. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că tuturor celor care cred în jertfa Domnului Hristos, Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii ai Săi. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dar uneori cădem în ispita aceasta de a transfera modelul de relație dintre tată și fiu aici pe pământ, pământesc, fizic, de a-l transfera și la relația dintre Dumnezeu și noi. Spunem și ne comportăm uneori, și unii se comportă cu Dumnezeu așa cum s-ar comporta cu tatăl pământesc. Și uitându-ne în jurul nostru și în familiile noastre și la cunoscuții noștri, vedem că de multe ori relația dintre părinte și copil nu este ceea ce ar trebui să fie. De multe ori copiii sunt neascultători, de multe ori copiii fac ce vor ei, ies de sub autoritatea părintelui și am fi tentați de multe ori în același fel să tratăm relația tată-fiu, relația spirituală. Și nu este bine și nu este corect. Un om care are o concepție înaltă despre Dumnezeu nu se poartă cu o familiaritate din asta obraznică, ca să spun așa, cu Dumnezeu, cu tatăl său. Nu vine în prezența lui Dumnezeu îmbrăcat oricum. Nu vine în prezența lui Dumnezeu, știu eu, de oriunde. Sâmbătă seara a fost cine știe unde și duminică dimineața vine și mare cântăreț în biserică sau alte lucruri de genul acesta de care am întâlnit destule. Un om care are o concepție înaltă despre Dumnezeu se poartă cu frică, se poartă cu frică în fața lui Dumnezeu. Spune Solomon, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii sfânt doar când ai intrat în adunare, ci trebuie să fii sfânt în toată trăirea ta. Și relația aceasta și greșeala aceasta au făcut-o și poporul Israel. Și de aceea Dumnezeu vine în Maleahi și spune în capitolul 1:6 că un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Și Dumnezeu întreabă, parcă mâhnit, ca să zicem așa, zice, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este frica de mine? Deci un om care are o concepție înaltă despre Dumnezeu, cum spuneam înainte, se poartă cu frică, se poartă cu decență, se poartă cu respect față de Dumnezeu. Mulți pocăiți de-ai noștri se poartă cu Dumnezeu exact așa cum spuneam înainte, cum se poartă cu părinții lor. Își necinstesc părinții și îl necinstesc și pe Dumnezeu. Se poartă cu Dumnezeu ca și cu un bunicuț din ăsta bătrân pe care îl îndupleci așa cu un te rog, mulțumesc și îl faci să-ți facă ce vrei tu. Dumnezeu nu este așa. Cei care se poartă în felul acesta cu Dumnezeu se înșală. Se înșală foarte mult. Se înșală foarte mult și greșesc foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Un om care are o concepție înaltă despre Dumnezeu știe că Dumnezeu este cel prea înalt, că Dumnezeu este atotputernic. Beneficiază de această ocrotire a lui Dumnezeu omul care are o relație specială cu Dumnezeu. În psalmul acesta m-am uitat ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre omul acesta. Și relația aceasta pe care un om care este ocrotit de Dumnezeu o are cu Dumnezeu este exemplificată aici prin, am găsit eu aici 5 verbe. Și spune cel ce stă sub ocrotirea celui prea, se odihnește, zice despre Domnul și apoi versetul 14, mă iubește și cunoaște. Verbele acestea, aceste 5 verbe arată o relație specială pe care omul acesta ocrotit de Dumnezeu
o are cu Tatăl său, o are cu Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, spune versetul 1. Ce înseamnă aceasta? A sta sub ocrotirea celui prea înalt presupune, așa cum am spus, că crezi despre Dumnezeu că este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care poate să te păzească, un Dumnezeu care este mai înalt și mai puternic decât toate resursele pe care le ai tu. A sta sub ceva nu înseamnă doar a fi în trecere pe acolo. Închipuiți-vă un pom cu o umbră. A sta la umbra pomului respectiv nu înseamnă doar să treci pe sub pomul acela. A sta înseamnă o rămânere permanentă sub umbra acelui pom. Omul acesta stă sub ocrotirea celui prea înalt. Nu doar atunci când vine necazul în viața lui, nu doar atunci când are probleme, atunci vine și stă sub ocrotirea celui prea înalt. Omul acesta are o poziție permanentă sub ocrotirea lui Dumnezeu. Și se odihnește la umbra celui atotputernic. După ce ai venit la această umbră a copacului respectiv, nu doar că stai acolo, ci te odihnești acolo. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că se odihnește? M-am gândit, stai sub ocrotirea, după ce ai intrat sub ocrotirea lui Dumnezeu, te odihnești acolo. Înseamnă că omul acesta, odată ce a intrat sub ocrotirea lui Dumnezeu, el înțelege că Dumnezeu este cel care poate să-i rezolve problemele lui. Și nu doar că Dumnezeul acesta poate să-i rezolve problemele, ci Dumnezeul acesta prea înalt și atotputernic chiar vrea să-i rezolve problemele. Dar omul acesta înțelege și faptul că Dumnezeu le rezolvă când vrea el și cum vrea el. Omul acesta care stă sub ocrotirea lui Dumnezeu înțelege deci că Dumnezeu vrea să-i rezolve problemele, le poate rezolva, dar le rezolvă cum vrea el și când vrea el. Și în momentul când acest om care a intrat sub ocrotirea celui prea înalt înțelege lucrurile acestea, atunci se odihnește la umbra celui atotputernic. Atunci se lasă în brațul lui Dumnezeu, se lasă în mâna lui Dumnezeu, pentru că știe că Dumnezeu este cel care face ce vrea cu viața lui. Și în momentul când omul acesta înțelege că viața lui e mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl lui, omul acesta se odihnește. Și așa cum spunea fratele Andrei, intră în acea odihnă de șabat, acea odihnă a mântuirii, acea odihnă care, în care te lași în voia lui Dumnezeu, te pui în mâna lui Dumnezeu și lași toate îngrijorările, toate problemele, toată alergătura, nu că nu te duci la muncă, nu că nu-ți cauți pâinea, ci știi că toate sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care te binecuvintează. Apoi, versetul 2, omul acesta care stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește în Dumnezeu, zice despre Domnul. Omul acesta, când simte ocrotirea lui Dumnezeu, când înțelege că toate problemele și toată viața lui e în mâna lui Dumnezeu, omul acesta nu poate să tacă. Omul acesta începe să vorbească despre Dumnezeu. Omul acesta începe să-L mărturisească pe Dumnezeu. Omul acesta începe să spună ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Zice despre Dumnezeu. Și ce zice? Zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Începe să spună și celor din jurul lui ce a făcut Dumnezeu. Ce bine este la umbra celui atotputernic. Ce bine se simte cu păcatul iertat. Ce bine se simte când știe că viața lui e în mâna celui atotputernic. Și sigur, nu știu dacă dumneavoastră ați pățit lucrul acesta, eu am pățit când eram proaspăt întors la credință și
Nu cunoșteam multe din Biblie, dar am avut, mă rog, mai multe discuții, dar am avut o discuție odată cu cineva care nu era pocăit, care m-a pus în încurcătură, ca să spun așa, m-a pus în încurcătură foarte tare. Și n-am știut cum să ies din încurcătură. Sigur, el era contra mea și împotriva lui Dumnezeu. Vreau să spun că poate veți ajunge în situație când nu veți ști ce să răspundeți. Pentru că trebuie să spunem despre Dumnezeu. Trebuie să mărturisim. Trebuie să spunem ce ne-a făcut Dumnezeu. Și poate ajunge într-o situație când efectiv nu mai știi. Nu știi ce să-i răspunzi interlocutorului tău. Și atunci nu știam. Dar acum mi-ar fi foarte simplu să ies dintr-o astfel de încurcătură. Aduceți-vă aminte ce a spus Filip lui Natanael. Când Filip i-a spus lui Natanael, noi am găsit pe Mesia. Și Natanael a zis, ce poate să iasă ceva bun din Nazaret? Filip, ce să-i mai răspundă? Poate ieși ceva bun sau nu poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. Foarte simplu. Vino și vezi. Vino și vezi și atunci o să te convingi. Omul acesta vorbește, zice despre Dumnezeu, nu tace, pentru că el se află sub ocrotirea lui Dumnezeu, el se odihnește în Dumnezeu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, nu de aceea îl voi mântui. De aceea îl voi izbăvi, de aceea îl voi ocroti, de aceea îl voi binecuvânta, zice Domnul, pentru că mă iubește. Omul care se găsește sub ocrotirea celui prea înalt, omul care vorbește despre Dumnezeu, nu se poate toate acestea, liniștea pe care o are omul acesta, odihna în Dumnezeu, nu poate să se nască decât dintr-o dragoste pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Tatăl care l-a mântuit. Și omul acesta este iubit la rândul lui de Dumnezeu. Pentru că cunoaște numele meu, zice Domnul. A cunoaște numele lui Dumnezeu înseamnă a cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Omul care are o relație deosebită, o relație de tată-fiu, de fiu tată cu Dumnezeu, omul acesta stă sub ocrotirea celui prea înalt, se odihnește la umbra celui atotputernic, vorbește despre Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Omul acesta are o relație deosebită cu Dumnezeu. În ce constă ocrotirea aceasta pe care o oferă Dumnezeu unui astfel de om? Poate citind psalmul am zice că, domnule, un astfel de om nu trece niciodată prin necazuri. Dar nu este așa. Trebuie să ne uităm cu atenție la ce spune cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta nu vom avea așteptări pe care Dumnezeu nu ni le-a promis. Dumnezeu nu ne-a promis niciodată că nu vom avea necazuri în lume. Nu ne-a promis că nu vom avea încercări, ispite, probleme, boală și așa mai departe. Nu. Omul acesta care stă sub ocrotirea celui prea înalt are și el tot felul de necazuri. Și spune cuvântul că, da, el te scapă de lațul vânătorului. Înseamnă că vânătorul îi întinde lațuri omului acestuia. Înseamnă că omul acesta este pândit de capcane în viața lui, de ispite, de probleme. Apoi zice că va fi păzit de molimă și de ciumă. Înseamnă că omul acesta este amenințat de boli. Omul acesta care este sub ocrotirea celui prea înalt. Omul acesta care îl iubește pe Dumnezeu. Este amenințat de tot felul de boli, ca oricare om. Și
Omul acesta este amenințat de tot felul de pericole, pentru că săgeata, să nu te temi de săgeata care zboară ziua în amiaza mare. Omul acesta este amenințat ca orice om în viața aceasta, de probleme, de capcane, de boli, de ispite, dar ceea ce Dumnezeu îi promite și în ceea ce constă ocrotirea pe care i-o dă Dumnezeu este ceea ce spune în psalm, în versetele 3 și 4. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Dumnezeu promite omului acestuia pe care îl ocrotește protecție în mijlocul necazurilor, nu lipsa necazurilor. Dumnezeu îi promite că atunci când lațul este întins, când ciuma este în jurul omului acestuia, atunci Dumnezeu îl acoperă cu aripile Lui. Atunci omul acesta se va ascunde sub aripile Domnului, așa cum se ascund puii sub aripa cloștii. În necaz, în probleme, spune Dumnezeu, Eu sunt acolo cu tine. Eu sunt acolo ca să te izbăvesc și să te protejez. Apoi, ne promite Dumnezeu încurajare și încurajare tot în necaz și tot în probleme, nu în afara lor. Versetul 5 și 10, de la 5 la 10, spune, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Încurajare în mijlocul necazului. Toate problemele acestea pot să vină, poate în familia noastră, poate în familia acestui om care este ocrotit de Dumnezeu, poate le vede în jurul său, dar Dumnezeu îl încurajează și îi spune că toate acestea, prin toate acestea, omul acesta care este protejat de Dumnezeu, care are o relație deosebită cu Dumnezeu, o relație de tată-fiu, omul acesta va ieși biruitor, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât biruitor din aceste încercări. Dumnezeu știe și ne cunoaște. Știe sentimentele noastre, știe că suntem, că ne schimbăm, știe că avem frică, știe că suntem schimbători. De aceea ne încurajează și încurajează pe omul care stă sub ocrotirea lui, care se odihnește la umbra aripilor sale. Încurajează prin toate acestea de v-ar trece și totuși și de-ar veni ape mari, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe el nu îl vor atinge. Apoi, Dumnezeu ne asigură chiar în necaz și în probleme. Ne asigură de izbăvire, de proslăvire și de mântuire. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și apoi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti că își cunoaște numele meu, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmt orare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. În probleme și în necazuri, Dumnezeu spune că este acolo cu noi și ne face să înțelegem că întreaga lucrare de mântuire a sufletelor noastre este lucrarea Lui, lucrarea Lui Dumnezeu. Și nimeni și nicio problemă și nicio încercare din viața noastră nu poate să împiedice această lucrare. Dacă Dumnezeu a hotărât, își va duce planul la îndeplinire, indiferent de probleme. Spune că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile lui. Știți că versetul acesta a fost adus de diavolul în fața Domnului Iisus Hristos atunci când a fost ispitit.
în pustie. Și Domnul a răspuns tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos i-a răspuns Domnului tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie și noi să înțelegem că trăind cuvântul lui Dumnezeu, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna o să putem să ieșim din ispită, întotdeauna vom putea răspunde ispitei și diavolului așa cum hotărește și cum vrea Dumnezeu și în felul acesta întotdeauna vom ieși biruitori din ispită, așa cum Domnul Iisus Hristos a ieșit biruitor. Când mă va chema, spune versetul 15, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Omul acesta care are o relație deosebită cu Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, care stă sub ocrotirea lui, atunci când este în necaz, atunci când este în strâmtorare și îl cheamă pe Dumnezeu, Dumnezeu ne promite, prin cuvântul său, îi voi răspunde. Psalmul 50, cunoașteți versetele, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu să se îndure de noi, să ne ajute, să ne binecuvinteze ca, indiferent prin ce probleme vom trece, să știm că Dumnezeul nostru este Tatăl nostru și este Dumnezeul atotputernic, este Dumnezeul cel prea înalt și El este Dumnezeul care ne-a mântuit prin jertfa Domnului Hristos și niciodată, în nici o problemă și nicio încercare, nu este departe de noi. Dar în același timp, să știm și să înțelegem că Dumnezeu are timpul Lui și felul Lui de a răspunde rugăciunilor noastre și cererilor noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.